Accidentul rutier a avut loc pe DN1B pe raza comunei Bucov, sat Chițoran. Potrivit poliției Prahova, un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani a intrat în coliziune față-spate cu un alt autoturism condus de un șofer în vârstă de 32 de ani. Ulterior, acesta din urmă a fost proiectat într-o altă mașină condusă de o femeie în vârstă de 48 de ani. În cele trei mașini implicate se aflau 5 ocupanți. Nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar în urma testării s-a stabilit că niciun șofer nu consumase alcool.